La Muzeul Dunării de Jos din municipiul Călăraș a avut loc vernisajul expoziției Salon de Primăvară 2021. Peste 30 de artiști au expus lucrări care invocau reînvierea naturii pe simezele muzeului. Vernisăm astăzi un nou salon de primăvară. Iată, am ajuns la a șasea ediție, dintre care patru desfășurate aici, la noi, la Muzeul Dunării de Jos. Ne-am bucurat de-a lungul acestor ani de o prezență din ce în ce mai mare a artiștilor, atât artiști călărășeni, dar și din județele limitrofe, ba chiar și din București, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici și nu numai. Alături de noi astăzi, ca de fiecare dată, criticul de artă Ana Amelia Dincă o să ne prezinte expoziția și artiștii participanți, nu înainte de a-l ruga pe colegul nostru Victor Grigore, cel care de fiecare dată a fondat aceste expoziții, zic eu, într-o manieră fericită, să ne spună câteva cuvinte. Salonul de primăvară, din întâmplare, are loc pe 15 aprilie, care este și Ziua Mondială a Artei. Pe 15 aprilie s-a născut Leonardo da Vinci. Din această cauză s-a stabilit Ziua Mondială a Artei. Salonul de anul acesta, de primăvară aceasta, este un salon foarte bogat, un număr numeros de lucrări. Sunt 60 ceva de lucrări, aproximativ 30 de artiști. Lucrările sunt realizate în tehnici diferite, de la pictura figurativă, care pleacă de la o imagine reală, până la lucrări abstracte, lucrări de grafică, artă modernă. Le mulțumim artiștilor din București care au primit lucrări, chiar dacă nu au putut veni la vernisaj, membrii ai Uniunii Artiștilor Plastici, invitațiilor din Slobozia, care expun publicului și nu mai așteptam și la alte manifestări.